Haideți să deschidem Biblia la Evanghelia a patra, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, pagina 1044. Evanghelia după Ioan, capitolul al 13-lea, pagina 1044. Încă o dată, în această dimineață, prin felul în care ne-am închinat lui Dumnezeu prin cântare, prin tot ce s-a întâmplat până acum aici și prin tot ce se va întâmpla de aici înainte, ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Și avem în față un fragment biblic care a creat destul de multă controversă în biserică de-a lungul anilor. Ioan capitolul 13, de fapt, e unul din acele fragmente biblice care se explică de la sine. Acum, știți că în ce mă privește nu se va întâmpla asta, adică textul nu se va explica neapărat de la sine, voi aduce și eu câteva explicații. Dar există anumite fragmente din Scriptură pe care, citindu-le cu atenție, pur și simplu, cuvântul lui Dumnezeu se explică pe sine. Haideți să ascultăm ce spune așadar cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, de 6 ori se repetă expresia asta în Evanghelia după Ioan, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, dar nu uitați că deja Iuda luase banii. Gândul era în mintea lui și nu doar gândul, Iuda deja făcuse târgul acesta. Era acum acolo și el. Spune Biblia că în timpul acela Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, asta înseamnă fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toată autoritatea în mâini, că de la Dumnezeu a venit și, și la Dumnezeu se duce, deci știa lucrul acesta. Știa că are toată autoritatea, toată puterea, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, urmează versetul 4, zice, s-a sculat de la masă, nu uitați, știind că are toată puterea, știind că este Dumnezeu, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Vă rog să vă imaginați momentul acesta. Sunt absolut convins că în momentul în care Domnul Iisus, care știa de unde vine și încotro se îndreaptă și știa că are toată autoritatea de la Dumnezeu, lasă autoritatea asta și își asumă să facă munca unui rob, munca unui sclav. Exact ceea ce în mod obișnuit făcea un rob într-o casă sau o slugă. Și a început să spele picioarele ucenicilor. Și sunt convins că în momentul ăla a fost șoc. S-a făcut o liniște totală. A venit deci la Simon Petru. Toate bune până la Simon Petru. Și Petru i-a zis, Doamne, care înseamnă Dumnezeule, Dumnezeule, Tu care ai toată puterea să-mi speli mie, lui Simon Petru, pescarul, să-mi speli mie picioarele. Drept răspuns Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Vedeți că versetul 7 este unul dintre versetele care explică tot evenimentul acesta. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Dacă Domnul Iisus în momentul acela
n-ar fi făcut nimic altceva decât să spele picioarele ucenicilor lui, ce n-ar fi fost de înțeles pentru Petru? Pentru că spălarea picioarelor era un lucru pe care evreii îl făceau în mod normal, obligatoriu, înainte de masă. Era un act de igienă absolut obligatoriu. Oamenii umblau desculți, fie cu niște sandale, prin urmare picioarele lor erau fie pline de praf, fie înnoroiate. În plus, când se așezau la masă, nu se așezau pe un scaun, așa cum ne imaginăm noi, sau așa cum stăm noi astăzi în cultura noastră, ci așa cum se întâmplă de altfel și astăzi în Orient. Ați văzut cum stau oamenii la masă? Așezați pe propriile picioare. Așa că atunci când te așezai la masă, după ce ai trecut prin noroi, prin praf, prin mizerie, era un act obligatoriu să te speri pe picioare. Când intrai într-o casă, în casa aceea, dacă exista un rob sau un sclav, robul acela avea această responsabilitate. Sigur că dacă erau mai mulți, exista unul dintre robi, dar cel mai neînsemnat, pentru că și robii aveau însemnătatea lor, cel mai neînsemnat dintre robi trebuia să-și asume că spală picioarele celor care intrau în casă și apoi se așezau la masă. Dacă Domnul Iisus ar fi făcut doar o simplă spălare a picioarelor, ce ar fi fost de neînțeles pentru Petru? Treaba asta o făceau în fiecare zi. Dacă într-o casă nu exista un rob, nu era un sclav, nu exista nici măcar o slugă, atunci fiecare își spăla picioarele lui. Și totuși, Domnul Iisus îi spune, ce fac eu acum, tu nu poți pricepe. Încă o dată vă spun, nu întâmplător sunt așezate versetele așa cum sunt așezate. Iisus știa că are toată puterea și cu toate acestea se încinge cu ștergarul slujirii. Își asumă rolul unui rob, ia chip de rob. Spală picioarele în mod simbolic. E mai mult decât un simplu simbol, e o pildă. Și îi spune lui Petru așa, ce fac eu acum, tu nu poți pricepe. Vei pricepe după aceea. Când după aceea, vă întreb? E foarte important să punem întrebările potrivite atunci când explicăm textul biblic. Când după aceea? Știți când ne aflăm? Ne aflăm în ultima noapte înainte de cruce. Adică după momentul crucificării. Vei înțelege după aceea. De fapt, ce fac eu acum, Petre, e o prefigurare, e un act ritualic care reprezintă felul în care, peste puțină vreme, îmi asum moartea unui rob. Voi muri ca rob în locul vostru. De aceea Domnul Iisus îi spune, ce fac eu acum, tu nu poți înțelege. Deci, încă o dată, nu-i vorba doar de o spălare simplă a picioarelor, cum cred unii. Dom'le, am făcut ritualul, am turnat apă, am rezolvat problema. Ce fac acum, tu nu poți pricepe. Și veți vedea mai departe că textul explică, versetul 8. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Petru e tare simpatic. Vă aduceți aminte, altă dată Domnul vorbind tot despre moartea lui, zice, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Acum, uitați-vă la el. Prima dată zice, niciodată, în mod absolut, adică nici să nu te gândești, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Încă o dată vă întreb, credeți că Domnul se referă aici la simpla spălare a picioarelor? Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Adică dacă nu treci prin această spălare, nu vei avea parte de rai și de viață veșnică. Ce fac eu acum, tu nu poți pricepe. Dacă ar fi fost o simplă spălare a picioarelor, era un lucru pe care orice evreu l-ar fi putut pricepe. Pentru că asta făceau în fiecare zi înainte să se pună la masă. Dar spălarea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos aici, în mod simbolic, ca într-o parabolă, e de fapt o reprezentare a spălării sufletelor noastre prin sângele lui de la Golgota. De asta îi spune lui Petru, ce fac eu acum, tu nu poți pricepe. Nu e o simplă spălare a picioarelor. Și de asta îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de mine. Și atunci Petru, care mai înainte a zis, niciodată nu mă vei spăla, acum zice, Doamne, i-a zis Petru, acum nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Observați cum trece dintr-o extremă în alta, așa suntem și noi. Eu, niciodată. Și vine Domnul și se atinge de tine și imediat sare în extrema alaltă. Eu nu vizitez niciun bolnav. Și se atinge Domnul de tine
Ești, Doamne, în fiecare zi mă duc în spital și vizitez pe cineva. Așa suntem noi, exact ca Simon Petru. Îmi place de el că ne regăsim parcă de la noi din Bihor și penticostal pe deasupra. Iisus i-a zis. Și acum din nou, uitați-vă, de fapt, limbajul pe care Mântuitorul îl folosește aici, spălarea despre care Domnul vorbește, nu este una fizică, ci una spirituală și nu se referă la apa care spăla picioarele oamenilor ce se așezau la masă, ci se referă la sângele lui care avea să fie dat pentru iertarea păcatelor umanității. Cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu toți sunteți curați. Cât de clar e cuvântul lui Dumnezeu? În mod evident nu se referă aici la curăția picioarelor. Nu se referă la faptul că dintre toți ucenicii numai Iuda era cu picioarele înoroiate. În niciun caz. Când zice, nu toți sunteți curați, zice, voi toți sunteți curați. Dar nu toți. Încă o dată, se referă la o curățenie și la o spălare, nu fizică, ci una spirituală. Vă spun asta pentru că știu că există foarte multe dispute în legătură cu acest subiect. Spălarea picioarelor e un act de cult pe care, dacă vreți să-l faceți, e foarte bine să-l faceți. Dar dincolo de asta, în Scriptură, spălarea picioarelor n-are o semnificație fizică. Adică nu mă duc la fratele meu, îl scufund în apă, îi scufund picioarele, le stropesc puțin cu apă și cred că am rezolvat problema. E doar un ritual exterior. Domnul Iisus spune aici, nu e vorba de un ritual exterior. Nu e vorba de o spălare fizică pe care voi o puteți înțelege foarte ușor. Ci, de fapt, spălarea picioarelor reprezintă în modul cel mai real, adevărat, crucea Domnului Iisus Hristos. Un Hristos care își asumă ștergarul de rob. Nu doar că le spală picioarele ucenicilor, spune Biblia că le-a și șters picioarele. Nu lasă lucrul pe jumătate făcut, îl face până la capăt. Și apoi spune, ferice de voi dacă știți aceste lucruri, bine că le știți, dar și mai ferice va fi dacă le veți face. Și acum nu vă citesc tot textul, am vrut să-l citesc textul acesta, pentru că e unul din textele care a creat de-a lungul timpului controverse în biserică. Și aș vrea să poposim împreună la capitolul 13 din Evanghelia după Ioan și am să vă spun de ce e important. Pentru că dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, și vă încurajez să o faceți, primele 12 capitole din Evanghelia după Ioan vorbesc despre cei 3 ani și jumătate de slujire a Mântuitorului Iisus. Deci 12 capitole în 3 ani și jumătate. Și apoi din capitolul 13 până în capitolul 18, deci câte capitole? Numărați rapid. Hai să vedem. Din capitolul 12 până în capitolul 18 inclusiv, deci câte capitole? Eu am numărat, numai vreau să vă pun pe voi pe treabă. Nu tăteam. Auzeam. Câte? Ziceți. Matematica. N-avem 6 capitole. Hai să facem așa. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Câte sunt? Fetița de acolo, cum o cheamă? Naomi, câte sunt? 6, așa e? Bine am zis. Ce clasă ești? A 5-a. Domnul să te binecuvânteze. Ai trecut de asta de mult. În 6 capitole. Deci 6 capitole prezintă ultima noapte a Domnului Iisus. Cea mai importantă noapte din istoria lumii. 12 capitole vorbesc de cei 3 ani de slujire a Mântuitorului Iisus, 3 ani și ceva de slujire, și ultima noapte e cuprinsă de Ioan în 6 capitole. Știți că v-am povestit și altă dată când am vorbit despre cina Domnului, chiar în urmă cu 2 luni de zile, dar n-aș fi atât de optimist să cred că cineva își mai aduce aminte, evreii când celebrează și astăzi Paștele, dar mai ales în vremea aceea, în fiecare familie, când se strânge familia împreună, unul dintre copii are un anumit rol. Întreabă pe tata, tată, de ce noaptea asta este atât de deosebită?
De ce noaptea asta este cea mai specială noapte din an? Și atunci tatăl începe să povestească toată istoria eliberării poporului evreu din robia egipteană și despre cum Dumnezeu i-a eliberat pe evrei după moartea întâilor născuți din Egipt. Probabil că și în noaptea aceea, când se închide ușa în odaia de sus, unul dintre ucenici își asumă întrebarea. Pentru că întrebarea asta face parte din ritual. Unul dintre ucenici întreabă: Doamne, de ce noaptea asta este atât de specială? Pentru că noaptea asta, nu întâmplător, evanghelistul Ioan, care este cel mai profund dintre toți evangheliștii, care prezintă persoana Domnului Iisus Hristos în modul cel mai profund din punct de vedere teologic, nu întâmplător dedică 6 capitole ultimii nopți înainte de cruce. Aș vrea să învățăm împreună în această dimineață, sunt 3 lecții. Titlul predicii este: cele mai importante lecții învățate de la Iisus. Repet, cele mai importante lecții învățate de la Iisus. Le putem cuprinde în 3 cuvinte. Prima lecție este lecția, sau primul cuvânt este cuvântul vorbire sau propovăduire. Al doilea cuvânt este slujire. Și al treilea cuvânt este iubire. Vorbire, slujire și iubire. Mai zic o dată, știu că și rimează, în mod intenționat am ales aceste 3 cuvinte, sigur puteam să aleg și altele, se potrivesc însă foarte bine cu ceea ce vreau să spun în dreptul fiecărui punct, dar e ușor de reținut așa: vorbire, slujire și iubire. Sunt 3 cuvinte care cuprind cele mai importante lecții pe care le putem învăța de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Când spun vorbire, vom înțelege următorul lucru. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, pentru că dacă îți împietrești inima, s-ar putea la un moment dat să nu te mai poți pocăi. Și un avertisment pe care îl găsim aici. Și exemplul pe care îl vedem e Iuda. E cel mai bun exemplu în privința asta. Dar găsim un verset în capitolul 12, capitolul de dinainte acestui capitol citit, unde spune Biblia că evreii, în ciuda faptului, și nu doar evreii, toți cei care erau atunci acolo, dar în special cei care făceau parte din poporul evreu, în ciuda faptului că au văzut o mulțime de minuni, totuși n-au crezut. După 3 ani de slujire, n-au crezut. E un avertisment: atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Apoi, al doilea lucru, poate cel mai, la fel de important, printre cele mai importante lucruri pe care le învățăm de la Mântuitorul Iisus. Am spus, al doilea cuvânt este slujire. Atunci când îți sosește vremea, la vremea hotărâtă, la vremea potrivită, slujește. Și ar fi aici mai multe lucruri de spus. I-a sosit ceasul. La timpul lui Dumnezeu. Slujește în timpul lui Dumnezeu, slujește în smerenie, așa cum o face Domnul Iisus, slujește în perseverență, până la capăt, i-a iubit până la capăt, nu doar că i-o spăla pe picioare, le șterge picioarele, în ascultare, nu fi ca Petru care spune: niciodată, Doamne, și apoi în curăție. Dacă cineva este, s-a scăldat, n-are trebuință să fie curat decât să spele picioarele, zice Domnul Iisus. Dacă ai trecut prin naștere din nou, ca să fii total curat, astăzi când vei sta la masa Domnului, trebuie să se împlinească în viața ta ce spune Biblia în 1 Ioan, capitolul 1, cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. N-ai nevoie să mai treci încă o dată prin pragul spălării, prag prin care treci atunci când te întorci la Domnul, spălării spirituale, a nașterii din nou, ci de fiecare dată, reprezentarea asta este una simbolică, această spălare a picioarelor e practic mărturisirea păcatelor tale. Și Dumnezeu, care e credincios și drept, te iartă. Și apoi, o altă lecție este lecția iubirii. Domnul Iisus le spune tot în capitolul 13, după ce Iuda pleacă, zice: vă dau o poruncă nouă. Și parcă îi văd pe toți: nu, zic, dacă e nouă, să notăm, să nu uităm, să vă iubiți unii pe alții. Păi asta nu-i nouă, am zice noi, că ne uităm în Vechiul Testament, numai acum dacă mă gândesc, mi se pare Levitic 19, Dumnezeu spune: iubește-ți aproapele. Da, dacă s-ar fi terminat aici, am fi zis că nu-i nouă, dar Domnul continuă, zice: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit
eu. Asta e cu totul nou. Cu totul și cu totul o poruncă nouă. Cum? O dragoste necondiționată? O dragoste care n-așteaptă un răspuns? De ce? Pentru că Domnul ne-a iubit încă în vremea în care noi nu l-am iubit? Așa cum el a iubit pe Iuda, pe care îl pune lângă el. De unde știm că Iuda era lângă Domnul? Pentru că la un moment dat, în timp ce erau la cină, Simon Petru îi șoptește lui Ioan, care era în zonă, zice, întreabă-l, că Iisus zice, unul dintre voi mă va vinde, să las o liniște totală, și Simon îi șoptește la Ioan, zi, întreabă-l, cine-i, curioși, cum sunt oamenii și astăzi? Și Domnul îi spune lui Ioan, zice, cel căruia îi voi întinde bucățica aceasta, el este. Ioan aude, ceilalți n-aud. O întinde la Iuda. Iuda era acolo. Cei mai mulți teologi sunt de părere că Domnul pune pe Iuda, știți unde? În partea stângă. De ce? Să fie aproape de inimă. Ei mai întinde mâna, e... Încă o dată întinde mâna celui care deja făcuse târgul ca să-l vândă. Pe cine pun în locul de onoare? Îl pun pe Ioan și pe Iuda. La masa aia în formă de U, cum v-am povestit altă dată, și mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. O iubire necondiționată. Noi iubim dacă mă ajuți, dacă mă sprijini, dacă ești ajutor pentru mine, dacă mă oferi ce am nevoie. Iisus zice, m-ai vândut, te pun aici, la locul de onoare. Și arată încă o dată același exemplu de iubire necondiționată. Cele mai importante lecții învățate de la Iisus. Eu m-am gândit, dar nu să fac asta acum, cu toate că sunt un predicator destul de neconvențional, să fac lucruri care să ne scoată puțin din obișnuință. M-am gândit la un moment dat să vă întreb pe fiecare, nu pe fiecare, Doamne, că suntem astăzi vreo 800 de oameni, cred că am terminat poi mâine. Și aș mai rămâne numai eu. M-am gândit să vă întreb pe unii dintre voi, dar întrebarea rămâne retorică. Vă întrebați voi și voi vă răspundeți. Dacă ar fi să transmiteți mai departe un sfat din experiența voastră de viață, un sfat care știți că ar fi util celor care vin după voi, care ar fi sfatul acela? Ce le-ai spune oamenilor despre viață în general? Acum, în general, oamenii când ajung la o vârstă simt nevoia să dea sfaturi. Bine, unii simt nevoia asta încă din tinerețe, din copilărie. Există oameni excepționali, să zic așa. Oamenii ăștia se numesc oameni sfătoși. Dar în general, după ce treci în viața asta, prin anumite experiențe fundamentale, sunt niște lucruri pe care le-ai învățat și ai vrea să le spui mai departe. Mă, dacă ar fi să le spun pruncilor mei ceva, le-a zice asta. Vă aduceți aminte de oameni în vârstă de la țară care aveau niște vorbe pe care le repetau. Roagă-te. Nu? Poate ți-o zis mama, tata, bunicul, bunica, îmi spunea cineva, zice, și după ce am ajuns să mă îndepărtez de Dumnezeu până acolo, încât nu mai credeam în Dumnezeu, mă puneam în pat și auzeam vocea mamei, roagă-te. Mama nu era acolo, dar în capul meu răsuna vocea ei, roagă-te. Mă puneam pe genunchi, nu puteam să mă culc fără să, măcar să fac exercițiul ăsta. Mă puneam pe genunchi și dacă nu ziceam nimic, dar parcă simțeam că mă mustră conștiința. Auzeam vocea mamei care zicea, roagă-te. Să nu mă faci de râs, vorba asta, o știți? Să nu mă faci de râs. Fii corect. Când ești la școală și toți ceilalți copiază, auzi vocea, fii corect. Când toți ceilalți zic, bă, uite ce am putea face, ce zici tu, că mere treaba aia, nu știe nimeni, o rezolvăm. Și ție sună în minte, fii corect. Ai grijă cum vorbești. Toți colegii tăi la școală, știți că astăzi e la modă treaba asta cu vorbitul vulgar, din trei cuvinte și al patrulea, pe care încă nici nu l-a rostit, e vulgar. Toți vorbesc așa, dar tu nu poți vorbi așa, nu poți. Poate nici măcar nu ești încă născut din nou, nu ești pocăit, dar ai vocea bunicii care spune, ai grijă cum vorbești. Ai grijă ce faci. Niciodată să nu te dai bătut. Niciodată. Întotdeauna să mulțumești lui Dumnezeu. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte și de vorba asta. Mulțumește Domnului întotdeauna. Mi-aduc aminte de o soră care venea la adunare cu două bote. Și dacă o întrebai cum îi, zicea, slavă Domnului, bine, mulțumesc Domnului. Mi-aduc aminte de o fază că, nu știu ce am făcut, m-am dus la fotbal, și mi-am sucit piciorul.
mergeam destul de bine, dar eram puțin umflat. Și bunica mi-a zis, vezi, n-ai făcut nu știu ce, ai vorbit nu știu cum la un moment dat, te-a pedepsit Domnul. Noi eram în fața casei și vinea sora cu botele și o întreabă buna, no, ce mai faci, soră? Și se oprea ea, că avea ABS-ul, stătea mai, de prima dată, oprea mai greu. Se pornea greu, dar și se oprea greu. Cu botele se oprea, se ridică. Ce ai zis? Că nici n-auzea bine. Ce mai faci, soră? Lăuda să fie Domnul, mulțumesc, mai mult decât merit. Și zic, bună, păi uite-te acum, eu îs cu piciorul umflat și a zis că m-a pedepsit Domnul, dar sora, ce-a făcut? Mi-aduc aminte și acum. Ea de ce umblă așa greu? Mi-aduc aminte și de argumentele ei. Taci din gură că dacă nu te-l vezi peste celălalt picior. Era argumentul forte. Poate să umflă și ălalalt, după aia mai vedem. Dacă ar fi să rememorăm de la părinții noștri, de la bunicii noștri, în general, lecții de viață, oameni din existența noastră care ne-au repetat aceleași lucruri, niciodată să nu te culci supărat, întotdeauna să știi să-ți ceri iertare. A zice că bătrânii noștri nu au avut lucruri foarte filozofice, foarte teologice, foarte complicate, dar întotdeauna au știut să spună niște lucruri simple și clare, lecții de viață. De asta am zis că învățăm în această zi cele mai importante lecții de viață de la Iisus. Primele lecții, prima lecție, lecția vorbirii. Și o să încerc să fiu cât mai scurt cu putință, pentru că ați văzut că deja am explicat textul. Când am spus că din lecția vorbirii trebuie să învățăm că atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, propovăduită Evanghelia, întotdeauna să primim acest cuvânt și să nu ne împietrim inima. Vă spun asta pentru că dacă ne uităm în Evanghelie, în cele patru Evanghelii, vom vedea că sunt patru predici. Noi le numim predici, teologii le numesc discursuri. Noi suntem credincioși, așa că le spunem predici. Sunt patru predici în toate cele patru Evanghelii. Prima predică și cea mai cunoscută este predica de pe munte. O studiază tinerii noștri săptămânile acestea la tineret. Și la timpul potrivit o să vorbim și despre subiectul acesta aici, duminica dimineața. Predica asta o găsim în Matei capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7. A doua predică sau al doilea discurs în fața tuturor, public, se numește discursul împărăției lui Dumnezeu, parabolelor împărăției lui Dumnezeu, tot în Matei, dar în capitolul 13. Și dacă vă uitați acolo, veți vedea că zice, împărăția lui Dumnezeu este așa, împărăția lui Dumnezeu este așa și împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Asta e a doua predică, a treia predică, al treilea discurs major ținut de Domnul Iisus în fața mulțimilor este discursul măslinilor, de pe muntele măslinilor, care a fost propovăduit acolo, în fața Ierusalimului, când Iisus a prorocit prăbușirea templului, iar ușenicii au spus, când se vor întâmpla aceste lucruri, au întrebat, și care este semnul venirii sfârșitului veacurilor. Discursul acesta, sau predica asta, se mai numește și predica despre sfârșitul veacurilor. O găsim în Matei, în capitolul 24, în Marcu, în capitolul 13, și în Luca, în capitolul 21. Teologii numesc predica asta discursul eschatologic. Nu îmi place să folosesc cuvinte mari pe care să nu le explic. Înseamnă discursul despre sfârșitul veacurilor. Dacă mai auziți cuvântul eschatologic, asta înseamnă despre sfârșit. Și apoi al patrulea discurs, sau a patra predică, dar de data asta ați observat celelalte trei sunt publice, sunt în fața mulțimii. Aceasta a patra predică e ținută de Domnul Iisus cu ușile închise. E doar pentru ucenici, e doar pentru credincioși. E ținută acolo. În ultima noapte, fie în odaia de sus, fie grădina Ghețiman, e acolo doar cu ucenicii lui, îi învață pe ucenicii lui niște lucruri extraordinar de importante. Și începe cu lecția aceasta. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri niciodată inima. Pentru că așa cum v-am spus, dacă până în capitolul 12, Biblia ne prezintă lucrarea publică a Domnului Iisus. Lucrarea publică a Domnului Iisus se încheie cu versetul 37 din capitolul 12, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în el. Deci Ioan, capitolul 12, versetul 37.
Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în el. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Eu vreau să te întreb pe tine, câte lucruri vrei să mai facă Dumnezeu în viața ta ca tu să crezi? Minune după minune, semn după semn, dovezi incontestabile, vizibile. Și totuși, se împlinesc cuvintele lui Isaia care zice în capitolul 53, profețind despre Mesia, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și altă dată Dumnezeu când îi vorbește lui Isaia, zice ceva ciudat, îi spune ceva ciudat în capitolul 6, versetul 10, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Ce lucrare ciudată e asta? E un avertisment și dacă vă uitați în Biblie, la momentul în care Dumnezeu vorbește lui Faraon prin Moise, e acolo ceva interesant. De mai multe ori, și sunt unii dintre prietenii mei care se potihnesc în cuvântul lui Dumnezeu acolo, poate l-ați auzit și voi, zice, Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Dar dacă citim tot contextul și vă îndemn să faceți asta, veți vedea că înainte ca Dumnezeu să împietrească inima lui Faraon, spune Biblia că Faraon și-a împietrit inima. Și aici un avertisment. Atenție! Auzi cuvântul lui Dumnezeu în fiecare duminică propovăduit. Părinții tăi ți-au vorbit despre Hristos. Știi că ceea ce faci nu-i bine. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu atât de bine. Poate că l-ai memorat la școala duminicală atunci când erai copil și totuși Dumnezeu continuă să facă minune după minune în viața ta. Eu vreau să te întreb ceva. Ce ar mai trebui să facă Dumnezeu în dreptul familiei tale? Sau ce ar mai trebui Dumnezeu să facă în dreptul vieții tale? Sau ce lucru ieșit din comun ar mai trebui Dumnezeu să manifeste înaintea ta pentru ca tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinești și apoi să-l pui în practica vieții de zi cu zi? Cu toate că au auzit, așa spune Biblia. Vă dați seama, Mântuitorul Iisus ține cele trei predici, v-am spus că ține patru, dar trei le ține public. Și vorbea, aduceți-vă aminte că la un moment dat se duc niște oameni și îl aud vorbind, se duc cu scopul să-l prindă. Și cu toate astea, îl aud vorbind și spun, nu putem să punem mâna pe omul ăsta, pentru că așa cum vorbește el, nu vorbește nimeni, vorbea cu putere. Spune Scriptura că spre deosebire de farisei, avea o putere extraordinară în cuvânt. Cuvântul era însoțit de semne și minuni. Mântuitorul face atât de multe lucruri și totuși nu l-au crezut. Eu vreau să te întreb ceva, ce-ar mai trebui să spună ție cineva ca să faci următorul pas? Câte lucruri ar mai trebui să se întâmple în viața ta ca în sfârșit să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, da, Doamne, am înțeles, trebuie să mă botez în apă. Da, Doamne, am înțeles, trebuie să mă pocăiesc de păcatul ăsta din viața mea. Da, Doamne, trebuie să vin mai des la biserică. Da, Doamne, trebuie să mă rog mai mult. Da, Doamne, trebuie să mă apropiu de tine mai mult. Oare câte predici despre rugăciune ar trebui să mai auzi ca să te rogi în fiecare zi? Oare câte predici despre importanța cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să mai auzi ca să înțelegi cât de important e să-ți hrănești sufletul în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu? Oare câte lucruri ar trebui să-ți mai vorbească Dumnezeu ca în sfârșit să vii înaintea lui și să spui, da, Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc. Nu mă împietresc inima. Vă avertizez. Atunci când ți-ai împietrit inima, s-ar putea să se întâmple cu tine ce se întâmplă cu Faraon. Și sunt oameni, am văzut oameni venind la biserică o viață întreagă și totuși auzim predici și nu s-au pocăit. Mă gândesc acum în sat, mi-aduc aminte că era un vecin de-al nostru, îi zicea Baciu Gavrilă. Am văzut aici și pe fratele Mitru Gal, că el a fost conducătorul bisericii din Șerghiș ani de zile și el e membru la noi acum, aici. Și nu știu dacă s-a botezat vreodată Baciu Gavrilă. Nu cred că s-a botezat. Soția lui era. El venea, mai ales iarna, că se punea lângă candelău, cum zice Bihoreanu, lângă sobă. Dormea tot programul. Pe lângă el, pe acolo mai stăteam și eu câteodată. Ani de zile să vii la biserică să dormi toate programele. Mi-aduc aminte că, în ciuda faptului că omul a auzit o grămadă de predici, a ascultat o grămadă de sfaturi. Oamenii astăzi, să știți că știu, lucrurile de bază le știm. Dar se întâmplă un fenomen ciudat. Ne împietrim inima. Dumnezeu spune să ierți. Tu nu, tu îți împietrești inima, nu iert. Ești exact ca Petru. Doamne,
Niciodată, bă, la niciodată, Doamne. Și ți-ai împietrit inima. Și ajungi în situația în care, am văzut situații în care părinți nu-și mai pot ierta proprii copii. Și dacă tragi linia și analizezi de unde a pornit totul, pornește de la o amărâtă bucățică de pământ, pe care dacă ai evalua-o în bani, n-ar fi nici 1000 de lei. S-a ajuns să-ți pierzi sufletul pentru asta. De ce? Pentru că ți-ai împietrit inima. Și ai zis, nu-l iert, nu iert, nu mă interesează. Ți-ai împietrit inima. Tu ai auzit cuvântul lui Dumnezeu care spune, fii mulțumitor, dar tu ești mai departe nemulțumitor pentru orice banalitate, zici că a lovit un meteorit pământul. Și ești tot timpul nemulțumitor. Și Biblia zice, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, dar tu îți împietrești inima la cuvântul lui Dumnezeu și te întrebi, de ce ești tot timpul amărât? Pentru că ți-ai împietrit inima și la un moment dat, chiar dacă vrei să schimbi atitudinea, nu mai poți schimba. Avertismentul acesta rămâne, e o lecție extraordinar de importantă pe care o învățăm de la Mântuitorul Iisus, că am spus că în această zi asta învățăm. Lecții importante, esențiale de la Mântuitorul Iisus. Și El le spune ucenicilor, fiți atenți, voi. Am închis ușile, voi sunteți aici împreună cu mine în odaia de sus. Fiți atenți! Nu fiți ca ăilalți care sunt afară, care 3 ani de zile au văzut minuni după minuni și totuși n-au crezut. Deschideți-vă inimile! Credeți cuvântul lui Dumnezeu! Asta este prima lecție. A doua lecție este lecția slujirii. Lecția slujirii, o învățăm. Spune Biblia în versetul 1 din textul nostru că i-a sosit ceasul, Iisus știa că i-a sosit ceasul. De 6 ori. De 6 ori în Evanghelia după Ioan găsim expresia asta. Încă de la începutul Evangheliei după Ioan. În capitolul 2, când era la nunta din Cana, în Cana Galilei, cred că vă aduceți aminte, un text pe care mulți îl folosesc ca pretext. Când Maria, mama lui, vine la el și spune, dar nu-i spune direct, are stilul ăsta pe care îl are orice mamă. Știți, nu-i spune, numai așa, zice, vezi că s-a terminat vinul, adică știu că tu poți să faci ceva. Și știți răspunsul Domnului, pare puțin nepoliticos. Femeie, ce am eu de-a face cu tine? Încă nu mi-a sosit ce? Ceasul. Încă n-a venit ceasul. Apoi dacă citim în continuare, puteți citi liniștiți în Evanghelia după Ioan, veți vedea că sunt vreo 2 locuri în care iudeii au încercat să-L prindă pe Iisus, să-L aresteze și să-L omoare. Dar știți ce spune Biblia acolo? Ioan spune de fiecare dată, dar nu au putut pentru că nu-i sosise ceasul. Acum îi sosise ceasul. Cu câteva versete înainte, în capitolul 12, în versetul 23, el spune, a sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Sosise ora, momentul, clipa pentru care Hristos a coborât în lumea aceasta. Pentru care, cum zice Ioan în primul capitol, cuvântul s-a făcut trup. Momentul pentru care Iisus s-a născut. Momentul pentru care Dumnezeu a coborât. Sosise noaptea aceasta. Cea mai importantă noapte din istoria lumii. Noaptea înainte de crucificare. Până în momentul ăsta, zice, nu mi-a sosit ceasul. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu are întotdeauna ceasul lui, că tot s-a schimbat ora săptămâna trecută, aș vrea să învățăm încă ceva. Ceasul lui Dumnezeu e cel mai potrivit, ora fixată de Dumnezeu în calendarul vieții noastre e cea mai potrivită oră pentru noi. Dumnezeu își rezervă dreptul în dreptul unei rugăminți pe care noi avem înaintea lui să spună nu, da sau mai așteaptă. Și întotdeauna ceasul lui Dumnezeu e cel mai potrivit pentru noi. Știți că noi câteodată suntem tentați să facem exact ce face Marta. Atunci când Marta, Maria, vă aduceți aminte, trec prin momentul ăla traumatizant, când Lazar moare și Domnul Iisus e chemat să vină în casa lor și aparent întârzie. Și când vine, Marta îi reproșează. Doamne, dacă ai fi venit la timp, dacă ajungeai, când am programat noi să ajungi, n-ar fi murit, pentru că l-ai fi vindecat. Dar mi-l imaginez pe Domnul uitându-se la ceasul lui. Acum, nu-l luați la propriu, e doar o metaforă ce spun acum, că s-ar putea ca unii să ia la propriu și o zic, fratele, că Domnul avea ceas. Că mai sunt din ăștia, care mai le decupează după net. Și le spune, îi spune Martei, Marto, eu am venit exact la ceasul potrivit. Pentru că eu astăzi n-am venit să fac o vindecare. Și eu astăzi am venit să fac o înviere din morți.
Tu în ceasul tău aveai programată o vindecare. Domnul a făcut atâtea vindecări, să-l vindece și pe fratele nostru, că e prietenul nostru. De câte ori vine pe aici împreună cu ucenicii, ne cheltuim. Vine la noi acasă, mâncă la noi acasă, măcar acum când prietenul lui Lazar îi bolnav. Doamne, hai repede și rezolvă problema asta. Și Domnul ce face? Aparent întârzie, dar nu întârzie. Dumnezeu avea în calendarul lui nu vindecare, ci avea în calendarul lui o înviere din morți. Întotdeauna când ți se pare că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, îți aduc aminte ce spune Petru: Dumnezeu nu întârzie niciodată, cum cred unii, în împlinirea promisiunilor lui, ci toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va lucra în dreptul cauzei tale, dar așteaptă timpul lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu e cel mai potrivit timp. Noi avem senzația că Dumnezeu în calendarul lui n-a așezat, Domne, lucrurile așa cum ar fi trebuit să le așeze în agenda, dar în realitate timpul lui Dumnezeu e cel mai bun. Nu-L poți sluji pe Dumnezeu dacă nu înțelegi asta. Dacă nu înțelegi că Dumnezeu are timpul lui, tot timpul să fii mofturos, supărat, bă, ce-i cu tine azi? M-a pocăit din ăsta. Tot timpul ne mulțumim că nu-ți merge bine, că ești bolnav, că nu știu ce s-a întâmplat în familie, că te doare spatele, că te doare un picior, că ai nu știu ce necazuri, că ți s-a mai întâmplat, că ai pierdut banii ăia, că iar zice, iar au crescut prețurile, că ești nemulțumit de guvern, ești nemulțumit și de opoziție, ești mai răi, ești alții, mai buni. Și tot timpul ne mulțumim. De ce? Pentru că nu înțelegi că Dumnezeu are timpul lui. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Slujirea trebuie făcută întotdeauna la timpul lui Dumnezeu. Așa de bucuros am fost când am cunoscut un om și îi cunosc și pe noștri, cei care vin la noi în căruciorul cu rotile. Dar mi-aduc aminte, lecția asta mi-a dat-o Dumnezeu când eram student la București și când am zis că noi împărțim, da, v-am mai povestit, niște broșuri prin București, și dintre toți studenții care erau la Capela Baptistă, acolo unde mergeam și noi, dintre toți studenții ăia am fost doar eu și încă unul pe care nici nu-l cunoșteam. Ne-am dat întâlnire undeva în centru ca să împărțim, nu mai știu ce, niște broșuri, mi se pare, și niște noi testamente. Și când am stat acolo și l-am așteptat, era unul în căruciorul cu rotile lângă mine. Am crezut că e ceva cerșetor, că în zona aia, la Intercontinental, în vremea aia, era o grămadă de oameni în situația asta care cerșeau. Și tot am așteptat. Și la un moment dat se uită la mine, mă uit la el și întreb. E cea mai, nu știu cum să spun eu, neinteligentă întrebare, ca să nu zic astăzi altceva, să nu zic prostească întrebare. I-am zis, tu ești? Ce era să zică? Nu-s eu. Știți întrebarea asta? Vă mai întreabă careva? Tu ești, nu-s eu. Cineva sub acoperire, de fapt. Eu l-am întrebat, zic, tu ești de ce? Pentru că, vă dați seama, l-am văzut în căruciorul cu rotile. Am stat acolo vreo 15 minute așteptând să vină omul ăla cu care vom împărți tractate. Mă așteptam să vină unul sănătos. Din câteva sute de studenți de la Capela Baptistă, am fost eu și ăla în căruciorul cu rotile. Din prima, cum ne-am dus la metrou, i-am întrebat, dar după aia, așa ne-au învățat să întrebăm, după aia n-am mai întrebat, ce se întâmplă cu tine dacă mori la noapte? Am întrebat pe careva. Și oamenii au luat-o ca amenințare, adică, când am zis, ce se întâmplă cu tine? Vezi să nu mori tu, îmi zice unul. Era din ăsta, din București, așa mai, nu mai pun întrebarea asta în viața mea. Slujirea trebuie făcută la timpul lui Dumnezeu, chiar dacă ți se pare, mă, dar acum nu-i timp de slujire, acum nu-i timp de dat bani, acum nu-i timp. Știți că atunci când am început Biserica Lumina, o grămadă de oameni au zis, am începeți voi biserică? De acum se desfințează bisericile. Băi, când ne auzeam, îmi stăteam mintea în loc. Deci, nu știu unde au dispărut toți teologii ăștia, între ghilimele. Gata, bisericile. Noi ne-am adunat aici, la prima întâlnire, în plină pandemie, mulți oameni. Am un post 10 ori, cum mai contează, s-au desfințat legile alea. Era mai mic spațiu, știți că după aceea ne-am extins. Vreo 700 de oameni, respectând în mod miraculos toate reglementările. A fost o minune. Nu știm cum, dar s-a întâmplat. Mulți ziceau, dar cine credeți voi că o să vină la deschidere, că e pandemie, că... să fim serioși. Amu să facem biserică.
E timpul lui Dumnezeu. Există un timp al lui Dumnezeu. Acum să dau când mi-o tăiat din salar, acum când inflația asta va apuca și voi să faceți lucruri. Dacă faci așa, dacă gândești așa, niciodată în viața asta nu o să faci nimic. Niciun pas, niciodată, absolut nimic. Nu o să mergi nici la școală, nici nu o să începi un business, nici nu o să faci nimic. Că tu întotdeauna zici, încă nu-i vremea, nu-i timpul. Are Dumnezeu, ascultă-mă, timpul lui slujește. I-a sosit vremea. Îmi place așa de mult propoziția aia. Biserica Lumina a sosit vremea. A sosit vremea să ne pocăim mai mult. A sosit vremea să ne rugăm mai mult. A sosit vremea să slujim pe Dumnezeu mai mult. Și zice Domnul, zice Biblia, Iisus care știa care are toată puterea, deci El știa care are toată autoritatea și cu toate că știa care are toată puterea, ce face cu puterea asta? E ca unul care e solid, puternic și care, ce face cu puterea asta? Ajută pe cineva, nu lovește, ajută. Își ia prosopul de slujitor. Pentru că spune Biblia, i-a iubit pe ucenicii lui până la capăt. Și imaginea asta extraordinară e o lecție a slujirii în smerenie. Nu întâmplător, să știți, noi pierdem ceva. Evanghelistul Luca, Evanghelistul Ioan, acum deja v-am dat referința. Evanghelistul Ioan nu spune ce se întâmplase acolo. De ce? Cumva Domnul răspunde unei situații concrete care se desfășurase acolo între ucenici. Luca ne spune că ucenicii s-au certat care e cel mai mare. În momentul ăla, da, au discuții între ei, care e cel mai mare? Bă, chiar, Petru, hai să votăm, Ioan. Și Domnul care era cel mai mare, El avea toată puterea în cer și pe pământ. Dar nu numai cu avea, știa care e mâna lui toată puterea de la Dumnezeu. Ce face? Le zice, mă băieți, ce ați vorbit voi pe acolo între voi? Care e șeful? Cine dă ordine? Noi, hai să vedeți. Ia ștergarul, se încinge. Și zice, uitați-vă, slujba asta trebuia să o facă cel mai mic. Și dacă vrea cineva să învețe ce înseamnă să fii cel mai mare, învață să fii cel mai mic. V-a așteptat între voi care e conducătorul, cine e cel care dă direcție. Uitați-vă, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, cu atât mai mult voi, ferice de voi dacă știți, dar învățați să slujiți în smerenie. Ce imagine extraordinară. De multe ori vezi pe oameni, eu nu slujesc numai așa, da, numai așa, numai dacă mă văd, numai dacă ai pus o cameră. Câteodată te gândești, bă, cred că ar trebui să avem 800-900 de camere, fiecare una. Dar vreau să spun ceva. În imaginea asta, și ucenicii s-au certat, deci nici ei n-au fost mai buni, nici noi nu suntem mai răi, nu vreau să spun că noi am fi mai răi. Și noi suntem exact ca ucenicii, ne certăm între noi, bă, care? Mă, totuși, am să fiu și acolo cât de cât un șef, ceva. Ați văzut că ăștia de la multinaționale au înțeles psihologia ucenicilor. De-aia la multinaționale nu există decât manageri. Portarul e doar manager, așa se numește. Adică șef păstă ușe, directorul ușii. Mă înțelegeți? Ori înțeles psihologia umană și o abuzează, o folosesc în direcția asta. Dar eu vă spun în această zi, Domnul zice, vrei să fii manager? Uite ce face cu adevărat un manager. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Vă spală picioarele. Și face lucrarea asta până la capăt. E o imagine extraordinară de slujire în smerenie. Aș vrea să mă apropiu de sfârșit. Ajută-mă, te rog, cu pianul, că deja și 39. Eu mai aveam încă jumătate de predică pe care, dacă mă ajută Domnul, o țin data viitoare. Dar încă vă mai țin, stați liniștiți, adică nu vă deconectați încă. Îmi imaginez exact cum s-a făcut liniște aici acum. Că s-a făcut liniște la masă atunci când Domnul își ia haina de slujitori, își ia ștergarul, se duce să le spele picioarele ucenicilor. O slujire în ascultare. Nu fi ca Petru care zice, mie, Doamne, niciodată nu o să-mi speli picioarele. Fii gata să spui, Doamne Dumnezeule, te voi sluji acolo unde mă chem. Și aș vrea să vă mai îndemn un lucru și cu asta mă apropiu de sfârșitul predicii. Punctul al treilea, am spus că în această zi avem lecții pe care le învățăm de la Iisus. Vă aduceți aminte care e prima lecție? Lecția vorbirii, atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu, nu-mi împietresc inima. Oricare ar fi cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, nu mă împietresc inima. Toți avem câteodată inima împietrită. Împietrită de problemele noastre, de păcatele noastre, de falimentele noastre, de lucrurile din viața noastră. Dar Biblia spune, când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Pentru că faptul că ai inima împietrită,
va face să se împietrească și mai tare și vei ajunge în situația în care orice ți se va spune, nu vei mai putea să te întorci. Pentru că vei avea inima ca faraon împietrită. E prima lecție. Câte minuni a făcut Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Și totuși, la fel ca ucenicii, mă rog, la fel ca cei din vremea aceea, refuzăm de multe ori să ascultăm de El. Apoi, aș învăța în această zi împreună cu voi lecția slujirii. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are clipa Lui pregătită. Și trebuie făcută în smerenie. A treia lecție este lecția iubirii. Domnul Iisus le spune versetul 34 ucenicilor, după ce Iuda se duce. Imaginea aceea cu Iuda care stă la masă, Domnul îi spune, ce ai de făcut, fă repede, pleacă. Ucenicii nu înțeleg ce se întâmplă, doar Ioan auzise, dar nici el l-a înțeles prea bine. Spune Biblia că afară era noapte când iese Iuda. Și apoi Domnul le spune ucenicilor din nou, eu mă duc în locul în care mă duc, voi nu puteți veni cu mine. Dar vă dau un sfat. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. În felul acesta, oamenii vor ști că sunteți ai mei. Cum să ne iubim unii pe alții? Acum, dați-mi voie să folosesc spălarea picioarelor ca pe o parabolă. Dacă Domnul Iisus o folosește ca pe un exemplu, îmi da și mie libertatea să fac lucrul ăsta. Și apoi ne apropiem de cina Domnului. Știți, simbolic vorbind, noi ne-am spălat pe picioare unii pe alții. Unii ar spăla cu apă din aia rece, din aia de munte, cu atitudinea aia distantă și rece. Știți ce spune Biblia? Și vreau să vă citesc Galateni capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Unii ar spăla cu apă din aia opărită, caldă, știți? Cu atitudinea de superioritate a fariseului care zice, te doare? Ești un nenorocit? Ești un păcătos? Trebuie să te doară. Alții nici n-ar folosi apă. Ar folosi șmirghel. Și ar lovi. Zice, fac lucrarea lui Dumnezeu. Rămâne fără picioare, dar-i curat. Domnul zice, asta e o lecție importantă pe care o învăț de la Domnul. Lecția iubirii necondiționate. Iuda, tu m-ai vândut, ești pregătit să mă vinzi, stai aici în stânga mea. Și încă o dată îți voi întinde mâna și îți voi mai spune o dată, înainte să mă săruți în grădina Ghețiman, prietene. Pentru că Domnul vrea să-i dea o șansă și lui. Încă o dată. Chiar dacă era fiul pierzării și știa ce urma să se întâmple. Asta e dragostea lui Dumnezeu, o dragoste necondiționată. Aș vrea în momentele care urmează să ne apropiem de cina Domnului. Aș vrea să vă reamintesc faptul că vă puteți apropia de cina Domnului, aceia dintre voi care sunteți deja botezați în apă, aceia dintre voi care după ce a stat înaintea lui Dumnezeu și în fața propriei conștiințe, i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, știu că nu sunt vrednic să stau la masa Ta. Dar dacă am fost spălat, n-am fost spălat cu apă, ci am fost spălat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și dacă cineva a fost spălat, dacă a fost scăldat, n-are trebuință decât să spele picioarele, adică să-și mărturisească păcatele și să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, știu că Tu ești credincios și drept, gata să mă ierți în această zi.